Ce vă pot spune cu exactitate? Aș fi mândru, indiferent de ce nume poartă vreun om politic ca România să fie reprezentată la nivel de secretar general NATO. Cum sunt mândru și de domnul Mircea Joană, secretar general ajung. Cum sunt mândru de orice român, indiferent de culoare politică și indiferent dacă nu avem prietenii, să ajungă într-un post important în structurile europene, euroatlantice. Am promis că discutăm despre politică la această oră și ne ținem de cuvânt. Este doar o declarație, dar vom face scenarii în această oră a ediției speciale, în aceeași formulă, cu Cornelia Lalu și Valentin Șuvar. Este o declarație interesantă pentru că domnul Ciolacu urează succes oricărui om care se duce la NATO. Urează succes, domnule Șuvar, unei persoane care are șanse sau care nu are șanse să ajungă la NATO secretar general? Dată fiind momentul la care face declarație, eu cred că domnul președinte vrea să se poziționeze într-o situație viitoare în care spune: eu deja știam, eu deja am spus, sunt parte a acestei decizii, eu sunt un om important. Cam asta citesc eu. A apărut într-o frumoasă cămașă albă cu doi arhangheli în stânga și în dreapta. Este o chestiune regizată, foarte bine lucrată și în care domnia sa, care evident că nu este în acest joc, domnia sa nu va concura și nu are nicio șansă să ajungă acolo. Totuși vrea să fie o parte integrantă în lucrurile care se produc, în lucrurile care se fac. Și atunci spune, eu creditez pe orice român, adică chiar și pe unul care ne-a fost adversar, ne este oarecum adversar, nu prea ne place, dar eu oricum susțin orice român. Cam asta e traducerea. Facem trimitere la declarațiile recente ale președintelui PSD, care spunea chiar și despre modificarea statutului partidului, pentru că nu mai este obligatoriu ca președintele partidului să candideze la prezidențiale. Și atunci se schimbă ceva în logica acestor lucruri. Prezidențialele viitoare ar putea desemna niște oameni din afara partidului. Vrea să... Cu siguranță. Și nu numai la PSD, poate. Vrea să ne facă să credem că se va schimba ceva în Partidul Social-Democrat. Așa, în teorie, cum spune domnul Ciolacu, că da, s-ar putea să avem și un candidat din afara partidului care să nu fie membru, totul arată frumos și arată o restructurare a partidului. Or, să nu uităm, totuși, Partidul Social-Democrat merge pe aceleași linii comuniste, este același partid, promovează, într-adevăr, în ultima perioadă a promovat tineri în noua legislatură. Pare că sunteți simpatizantă, cel puțin exact, membru. Exact, așa pare, da. Acum, dar a promovat într-adevăr tineret, însă să nu uităm că toți acești tineri care au devenit deputați și senatori sunt tot oameni care au fost în anumite funcții în Partidul Social-Democrat, deci nu sunt oameni... Nu neapărat, să știți, și vă amintiți că au fost oameni aici, prezenți în platoul Metropola TV, care sunt propulsați din diverse domenii de activitate, da, dar la care rândul... nu au deținut funcții în partid. Ba, eu am văzut că chiar dintre cei tineri au fost președinți de consilii județene, au fost city manager, mă refer la cei mai de jos, marea majoritate, da, au fost președinți de organizații. Este logic, nu cumva este logic să propulsezi niște oameni care ulterior să ocupe niște funcții având o experiență într-un anumit domeniu? Nu știu, cum ar fi administrație locală? Ar fi de preferat. E de preferat și e logic ceea ce spuneți, numai că nu toți cei care au performat și care au dat dovadă de inteligență și management la locul unde au fost, au și fost promovați. Eu cred că au fost promovați tot cei care sunt, îmi pare rău să o spun, supuși, exact, obedienți conducerii partidului respectiv. Că asta s-a întâmplat și la Liberal. Vorbiți despre partidul care are despre cele mai bune partid. Cote în sondaje. Exact, PSD, dar se întâmplă avem și la o altă Partidul declarație Liberal. A domnului Ciolacu, pe care o vom pregăti, pentru că vorbim și despre ce s-a schimbat în Partidul Social-Democrat, ceea ce spune domnul Ciolacu în calitate de lider al partidului, în comparație cu liderii precedenți. Da. Să vedem dacă o avem pregătită. Dacă o avem, o dăm. Că voi întrerupe un lanț de președinți și doamna Viorica Dăncilă, vedeți că și-a făcut la noi. Acest lanț al foștilor președinți
ai PSD, eu nu o să am această frustrare, nu o să-mi fac acasă, dacă colegii consideră acest lucru. Dar nu pot merge în zona penibilului. Același lucru am părțit și cu șefii de la TSD. Toți, Gabi, Petrea, domnul Bănicioiu, domnul Ponta, Sturzu, toți la un moment dat au plecat din PSD. Și am avut azi rugămintea, dacă eu promit că nu o să fac lucrul ăsta, vreau și pe viitorul șef al TSD-ului să promit că nici el nu o să mai facă lucrul ăsta. Oprim acest lanț al slăbiciunilor. Da, domnule Șuvăr. Unui astfel de lanț poate fi o chestiune impusă și dictată într-un fel sau altul, însă nu este o chestiune democratică. Noi știm că în România partidele sunt conduse după un statut, unde fiecare are dreptul... Și e firesc să existe o organizare. Și e firesc ca fiecare membru al partidului să poată candida, să poată să-și dorească. Eu cred că, dacă vreți, aș califica această declarație ca fiind un pas înapoi, un regres. O recunoaștere a faptului că domnia sa nu va candida, nu are capacitatea, nu are încredere, nu are curajul și nu se aruncă în luptă. De dar fapt, a spus-o vreodată? Cu subiect și predicat că va candida? Multe lucruri sunt spuse fără subiect și predicat. Sunt deduse, sunt subînțelese. Ele reies în lumină din astfel de declarații. Lasă domnul Ciolacu de înțeles că în momentul de față Partidul Social Democrat are o conducere colectivă? Nu. Eu, cel puțin cum îl citesc pe domnul Ciolacu, îl citesc ca singurul conducător împreună, hai să zic, cu încă două, trei tocmai persoane. Tocmai asta spuneam mai devreme, că nu va mai face cum a făcut Dragnea, cum a făcut Dăncilă și așa mai departe. Putem spune orice, știți, ca, și la calculele bugetului. Pixul și hârtia suport orice, televiziunea mass media suport orice. Pentru domnul Ciolacu este un nou prilej de afirmare, un nou prilej ca să se arate că este o persoană deschisă și dornică modernă. Să colaboreze, da, modernă, că acest partid, că PSD-ul va proceda ca cel mai democrat partid din România, însă, iertați-mă, niciunui alt, uitați-vă puțin, niciunui alt lider din partea de sus, mă refer la vicepreședinții partidului, nu le permite să apară pe chestii, pe astfel de chestii generale, doar pe domeniul lor, la transporturi, la familie, deci nu le permite să se lanseze și să se contureze ca viitori lideri și eventual viitori candidați la președinție. Prezervă forța în propria mână. Absolut. Asta face. Deci nu este un lider deschis, nu este un lider care conduce colectiv, ci este un lider care își ține subordonații, respectiv cel puțin vicepreședinții, într-un anumit acum, control. Pentru că am caracterizat PSD, ar trebui să vorbim și despre PNL. În egală măsură, asta vreau să spun. Să nu credeți că la PNL lucrurile stau altfel. La fel stau lucrurile, în oglindă, dacă vreți, la fel stau lucrurile și la PNL. Mie îmi vin în minte cuvintele lui Corneliu Coposu, care a avertizat în urmă cu 30 de ani că va veni acest moment când vom avea atât pe stânga cât și pe dreapta urmașii comuniștilor la conducere. Deci avem, de fapt, eșalonele 3 și 4 ale fostului partid, urmașii direcției ai foștilor nomenclaturiști, care conduc și prezervă puterea în ambele partide, și pe stânga și pe dreapta. Această profeție, din păcate, s-a văzut ambit. Dumneavoastră un partid, o formațiune politică în România, unde libertatea să fie deplină și să candideze oricine vrea. Nu, nici nu se poate dar așa ceva. Dar știți foarte bine că cei care au condus destinele politice în ultimii 30 de ani și-au pregătit acest drum, au creat o lege electorală, și-au creionat de la Constituție încoace și-au așezat acest cadru juridic astfel încât să preîntâmpine, să controleze tot ceea ce este politic, astfel încât să nu se poată naște o forță și să crească pe care ei să nu o controleze. Ceea ce putem remarca totuși este că în momentul de față și la nivel european nu mai avem niște lideri, niște conducători de state sau de guverne, chiar și aici aplicăm pentru conducerea partidelor, lideri locomotivă, lideri care să tragă partidul după ei și să poată candida. Tocmai de aceea se schimbă paradigma pentru viitoarele alegeri prezidențiale, pentru că niciunul dintre ei probabil că nu se desprinde și nici nu vrea
să candideze. Este posibil? Corectă observația. Și ambele partide au aceeași problemă majoră a candidatului la președinție. Dacă cu guvernul stau bine, dacă la ministere mai pregătesc o remaniere, au deja oameni pregătiți pentru scaunul 2 și 3 care lustruiesc la aceste jilțuri, cu președinția e altceva. E nevoie de un alt fel de vot. Știți foarte bine că alegerile prezidențiale comportă o cu totul altă campanie și o cu totul altă luptă, iar niciunul din principalele partide, nici cele secundare, nu au încă un astfel de om providențial, astfel de vârfuri care să poată să coaguleze, să creeze acea emulsie, acea mișcare în societatea civilă care să-i garanteze o victorie. Vă amintiți că în urmă cu o lună, cam așa, o lună și ceva, se vorbea despre modificarea Constituției? Da, chiar mai de mult, imediat după constituirea acestei coaliții s-a pornit în această idee de modificare a Constituției, care acum, într-adevăr, este pusă. Vorbea chiar președintele Iohannis, că președintele României, dacă mi-amintesc bine, spunea că trebuie ales de popor cu multe puteri. Cu multe puteri sau invers, a existat și o altă variantă, să fie ales de Parlament președintele. Deci au existat mai multe variante. Eu sunt convinsă că această Constituție a României modificată, dacă nu mă înșel, 2003 parcă a fost ultima modificare, necesită pe aici, pe acolo, niște schimbări, da? Însă eu nu cred că este prioritar în acest moment. Eu aș vedea, de exemplu, prioritar legea electorală. Legea electorală, mie mi se pare că este o lege de importanță majoră. Vedeți, în Europa, vorbeați de liderii care acum nu mai reprezintă, nu mai sunt vârful de lance și nu mai sunt locomotiva partidului și sunt. În Europa există doar 6 state în care votul pe liste este suveran cum este la noi. Adică în celelalte state tot așa, există o listă, da, unde nu există vot cum se numește, pe persoană. Individual. Individual, da. Există o listă, numai că tu, cetățean, în momentul în care votezi, poți să, din acea listă, să încercuiești să însemnezi candidatul pe care îl dorești. Deci poți să votezi pe Ciolacu pe locul întâi, dar nu ești obligat să-i votezi și pe ceilalți. Deci poți să-i tai. Și în funcție de această numărare a voturilor, respectivul intră sau nu intră în Parlament. La noi se discută și se bate apa în piuă și se sancționează anumiți candidați. Spune, te pun pe loc eligibil sau nu te pun pe loc eligibil. Deci voința votantului este foarte fracturată și de asta ajung în Parlament niște persoane care n-au ce căuta acolo, care habar nu au de viața parlamentară și de procedura legislativă. Și mai mult decât atât, chiar dacă ești pe loc eligibil, dacă în campanie nu te-ai comportat cum trebuie și nu ai făcut ceea ce trebuie, sau după campanie, după ce, nu te validează, pentru că vine lista de jos și, exact, și ai fost un exponent, ai tras lista, exact, dar de fapt ești trecut undeva în rezervă și îți dă o sinecură, te duce undeva. Îl validează pe cel de pe locul, deci, chiar trei, am avut astfel de exemple, unde ne arată liderul politic că se tranzacționează și atunci voturile noastre sunt de fapt mutate, vândute, translatate de la unul altul după bunul plac al acestor lideri. Și asta se întâmplă și la partidele mari și la cele care intră cu 5%. Deci, pentru că am făcut trimitere la Constituție, trebuie să vorbim puțin și despre alegeri anticipate. S-a reluat subiectul. Dacă ar veni, cine pleacă la NATO, cine vine de la NATO și în condițiile acestea, dacă s-ar organiza alegeri anticipate. Sunt doar scenarii în momentul de față. E o temă de exercițiu doar. Absolut. Din punct de vedere electoral, ar fi mai ușor, pentru că am degreva anul 2024 de procedura de alegere a președintelui și deci ar fi pentru electorat și pentru organizarea alegerilor. Ar fi mai simplu și pentru partidele mari? Cred că da. Problema este dacă, practic, România poate suporta o procedură de alegere anticipate și poate organiza, pentru că, gândiți-vă, va fi în premieră și compar cu ce s-a întâmplat cu recensământul, care se va încheia acum pe 31 iulie, ultima dată când cetățenii se pot duce la centrele de recenzare. N-au fost în stare să organizeze un recensământ, mai ales că au și introdus acea fază digitală. Deci asta arată niște incapacități ale instituțiilor statului. Prefecturile, consiliile județene, primăriile nu sunt în stare să organizeze
nu contează, plătești recenzori, ai deja totul pus pe listă. E o procedură atât de simplă, recensământul. Ce vei face în 2024 când vei avea 4 cicluri de alegeri? Vă răspund eu ce se întâmplă în 2024. În 2024 au oamenii de bine, acei oameni care de 30 de ani fac același lucru. Sunt eterni în secția de votare. Ei știu să împartă, ei se cunosc între ei, se cunosc de 30 de ani și interferează. Mai mult, acești oameni s-au rebranduit, iar acum fac parte din acele entități ale experților electorali care sunt desemnați pe un program de algoritmi și care mereu sunt aceiași în aceleași secții. Ei se cunosc între ei și ei fac această operațiune, această treabă. Chiar și care... cu tabletă sau fără tabletă? Ea sunt auxiliarii, deci nu vorbim. Acela e alt în plus, personal. Sunt alte personaje, alți oameni de bine, de susținere, dacă veți, ajutoarele acestora, care împreună lucrează și operează și execută această operațiune. Nu mai e o operație, e o operațiune. Da, pentru că tot am vorbit și ora precedentă. Mircea Joană, pe dânsul nu l-am menționat, în calitate de independent susținut de un partid anume. Care poate fi PSD sau algoritmul, PNL. Algoritmul, da. Depinde cum este. La un moment dat se spunea așa, cine dă președintele, un partid, sau mai bine zis așa, un partid dă președintele, alt partid dă premierul. Problema majoră din punctul meu de vedere al PSD și al PNL este totuși domnul Joană la ora actuală, pentru că dacă nici PSD, nici PNL nu-l vor desemna pe Mircea Joană ca și candidat la președinție, cu siguranță se va găsi un partid care să-l desemneze, pentru că domnul Joană cu siguranță își dorește. A exprimat-o public de atâtea ori și sigur va fi candidat la președinție. Din acest punct de vedere nu avem îndoieri. Este un candidat cu șanse, fiind măsurat în sondaje, după cum probabil că știți, are o șansă și își va juca această șansă, mai ales că dumnealui are și acele resentimente din celebra noapte cu Mihaela Dragosteanea. Deci lucrurile acestea sunt deja conturate. Este un scenariu mult prea plauzibil ca să poată fi evitat. Spuneți, are o șansă, pentru că momentan noi nu avem o listă de prezidențiabil, ca să spun așa. Și momentul adică... acesta, dacă îmi veniți zonalul, este mult înaintat. Un președinte nu-l lansezi în ultima noapte. Nu poți să-l scoți din jobea atunci. Este el trebuie pregătit. El trebuie oamenii pregătit. Politici spun așa, este de vreme să discutăm. Nu. La orice întrebare a jurnaliștilor se spune... Stați puțin, nu vorbim acum, pentru că e prematur. Deci, în mentalul colectiv, candidatul la președinție, după părerea mea, ar trebui lansat cam cum un an, un an e târziu, un an și jumătate înainte, formată deja mentalitatea alegătorului asupra acelei persoane. Obișnuită ideea, da. Sigur, indusă, pentru că, controlată vedeți, și crescută. Deocamdată l-avem pe Mircea Joană, a existat acea gogoriță cu Laura Codruța, Căveși, care a fost o diversiune și a desmințit și sunt convinsă că niciodată nu și-a manifestat dorința de a fi președinte al României. Dar care, dacă necesitățile o vor impune, se va sacrifica și nu va cred, face acest lucru. Nu cred, eu nu cred așa ceva, pentru că are o poziție destul de... Structura care a promovat-o acolo este aceeași care e singura capabilă să poată să-i ceară așa ceva. Domnul Șova, gândiți-vă un lucru. Ea este acum... pe meseria ei, pe profesia ei, da? Ați dori să fii președintele României, chiar și așa absent cum este domnul președinte Iohannis, da? Este o încărcătură pe care nu cred că și-o dorește să o ducă. Eu cred că există în țara asta alte femei care ar putea candida la președinția României. Uite cum e doamna Firea, care are o cotă de încredere destul de mare, sigur. Adică apropiată, cred că, de Mircea Joană ca încredere. Nu am văzut ultimele sondaje. Mai există câteva persoane cu activitate politică, Cristian Diaconescu, mai există un lider de partid care își dorește Simion, mai există... Deci vor apare vreo 5-6 candidați. Problema este că dintre ei doar 2 probabil vor fi sus spre 40-50%. Da. În presa internațională a apărut așa, cam cine ar avea șanse să meargă la NATO? Pentru că domnul președinte Iohannis a fost întrebat la o conferință de presă și a spus, domne, stai să vedem. Mă onorează, dar mai vedem până atunci. Este un personaj care tocmai și-a dat demisia de la conducerea unui executiv. Domnul Boris Johnson a apărut ca nume vehiculat. Nu cred, poate are, fi? Nu cred că are vreo șansă. După celebra prăbușire a avionului Tupolev încărcat cu armament de proveniență englezească,
într-o tranzacție de care sunt suspecți și prieteni și care face discuție despre prietenia între Boris Johnson și Zelensky, cred că este compromisă candidatura domniei sale. Într-adevăr, era un moment la care putea fi luată în calcul. Din punctul meu de vedere, la momentul actual nu mai poate fi luată în calcul, mai ales că este nevoie și de susținere internă politică, de care nu mai beneficiază la acest moment dat domnul Johnson. Am vorbit despre prezidențiabili și mai puțin despre partide și despre coaliția de la guvernare. Sigur, n-am vorbit despre UDMR, pentru că acolo e vorba de... UDMR va avea și el candidat. La fiecare alegeri da. Prezidențiale a avut candidat. Dar vorbim despre cele două partide mari. În presa Maine au apărut niște scenarii legate de cursul lucrurilor din toamnă și până la alegeri. Și unii lansau niște variante că unul sau altul dintre partidele mari nu va mai fi la guvernare sau este posibil să nu va mai, să mai fie anul viitor, spre exemplu. Pentru a juca rolul de opoziție. Sau chiar din toamnă, da, să joace rolul opoziției dacă anumite măsuri fiscale nu vor fi aprobate de comun acord, dar cu anumite presiuni pe ajutor social, pe ceea ce înseamnă persoane vulnerabile și alte propuneri. Trecerea în opoziție ajută un partid clar înainte de alegeri ca să facă, să zicem, față bună față. Mai este un aspect. Cine va organiza alegerile? Contează de fiecare dată cine organizează alegerile. Nu, și dar... gândiți-vă, importante sunt, foarte importante sunt alegerile locale. Pentru că alegerea primarilor și a consiliilor județene și a consiliilor locale, de acolo pleacă și izvorul pentru viitoarele alegeri parlamentare. Ei sunt viitorii primari, viitorii consilieri județeni, viitorii președinți de consilii județene. Ei vor da elementele și acești... Dar se va negocia diferit. Știți că se vorbea la precedentele alegeri de comasarea locale plus parlamentare și așa mai departe. Se negociază diferit în momentul în care comasezi. Dar este imposibil, domnul 2024 va fi un an... cum n-a mai fost până acum. Deci este imposibil. Pentru că sunt toate. Deci tehnic este imposibil, scuzați-mă, domnul Șuba. Ca să comaseze alegerile, adică imposibil a gestiona și a organiza astfel de alegeri. Explic la București. La București, ca să comaseze alegerile locale cu cele parlamentare, înseamnă așa. Să ai buletin de vot pentru Consiliul Local, buletin de vot pentru primarul de sector, buletin de vot pentru consilierii general, buletin de vot pentru primarul general, după aceea, buletin de vot Camera Deputaților, buletin de vot pentru Senat. Asta înseamnă 6 catastife pe care electorul trebuie să pună ștampila, da? Deci el primește așa un teanc și va trebui să stea 10 minute, 5 minute să pună ștampila. Deci așa ceva... Plus referendumul, că poate se gândesc unic să facă și un referendum ca să nu aibă costul să adauge deci un buletin de vot. Deci ca să intri în cabina de vot cu 6 buletine de vot, este ceva îngrozitor. După aceea, organizarea de după, exercitarea numărarea dreptului, numărarea, cum se numesc, cutiile de vot și așa mai departe. Deci cine se gândește la astfel de comasare, face efectiv o crimă pentru electoratul bucureștean, român. Cine ar putea gândi, ar putea să o facă numai de conivență. Cele două partide, dacă vor rupe actuala guvernare, or să o facă de comun acord. Fiecare își face propriile măsurători. Și în momentul în care măsurătoarea internă și decizia internă este luată, atunci ruperea va fi de comun acord, dacă va exista. Pentru că, într-un fel sau altul, avem de-a face cu o polarizare a spectrului politic. În România avem două partide mari care își doresc să rămână partidele mari, principale. Și după, să rămână și la, să rămân, alianțe și după să rămână 2000. În alianțe posibile oricând, dar să rămână ei cei mari. În momentul în care sunt aceste două partide, avem cazul Americii, pe care îl știm foarte bine. În momentul în care se consolidează și se face un decart, o distanță mult prea mare pe față de celelalte partide. Și aici vorbim și de... Ar fi interesant și mesajul care va fi în 2024 pentru alegători. Diferit de tot ce a fost până acum. Cu siguranță va fi un mesaj diferit. Iar acest mesaj va trebui să comporte niște teme majore. Ați subliniat foarte bine una dintre ele, aceea a Constituției, care va renaște în acel moment dat și programul politic va trebui să ia în discuție aceasta. O altă temă majoră va fi aceea a regionalizării. O nouă împărțire administrativ-teritorială care se impune și care este forțată, dacă vreți, nu doar intern, ci internațional, din partea Uniunii Europene, care presează la această redimensionare. Pentru că
dacă noi nu avem capabilitatea să facem un recensământ, să știm exact ce, cum consumăm, cine, unde stă și de ce, calculează foarte bine și ce consumăm. Sunt doar anumiți poli care au vorbit despre regionalizare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că e importantă regionalizarea. Nu pentru noi, e importantă pentru Uniunea Europeană și va condiționa. Iar noi, ca un diocel, ne vom apleca capul și vom executa orbește. Eu cred că împărțirea în 16 regiuni a României ar fi mai bună și mai eficientă. Dar nu asta. Mă gândesc din punctul de vedere al electorului. Ce înțelege electorul cu regionalizarea? Puțin îi pasă. Eu cred că mai degrabă mesajele vor trebui să fie pe familie, pe sex. Gândiți-vă la această chestie de gen, cu siguranță, care la un moment dat a prins foarte, foarte bine. Va fi pe sărăcie. Cui va profita? Temele, deci, temele vor fi stabilite, exact, pe starea de sănătate, mesajele cam pe în beneficiile electorale. Exact, asta. Asta cred și eu că vor fi. Însă temele vor fi grele, pentru că sunt patru. Doamna Lalu, vreau să vă contrazic o știre. Vă rog. Ați spus despre președintele Iohannis că nu a fost prezent în spațiul public în ultima vreme sau nu suficient de prezent. Nu suficient. Iată, retrimite în Parlament legea avertizorului de integritate. Foarte bine. Este o lege care a ieșit prost, a încălcat directiva Uniunii Europene și o lege care trebuie modificată. Un argument ar fi că raportările anonime devin imposibil de realizat. Da. Este o prevedere care a fost scoasă de Parlamentul României. Da. E deci bine că dă un exemplu. Asta e foarte bine. Mă bucur. Felicitări, domnului președinte. O gură de oxigen, dacă vreți, românismului. Pentru că vedem că mai sunt instituții, aici e vorba de instituția prezidențială, nu de președintele în sine, care își fac datoria și care fac ceea ce trebuie. Și astfel de fenomene sunt tratate ca ceva inedit. Așa cum a spus, iată că totuși apare în mediul public, iată că face. La un moment dat începem să ni se pară ciudat că cineva își mai face datoria și că face ceea ce trebuie să facă. Și asta este o chestiune periculoasă. Să facă niște reparații. Nu, dar aveți dreptate aici. Parte, gândiți-vă că a fost sesizat avocatul poporului pe această lege și n-a reacționat. Da? Problema este că sunt mai multe legi pe care președintele pe parcursul mandatelor sale le-a trimis în Parlament și care s-au întors la fel la promulgare, deci nu au mai fost modificate. Sper să n-aibă și această soartă. Vorbind despre discursul diferit și totuși comun, pentru că vorbim despre două partide mari cu viziuni diferite, care, iată, în cazul revoluționarilor, au depus ceva. Și știți foarte bine, s-ar putea ca și fostul președinte Ion Iliescu să nu mai fie revoluționar. Cum priviți aceste lucruri, doamna Lalu? Știți ce se întâmplă? Mie mi se pare... Motivarea mie îmi sună așa un fel de lege a lustrației sub o altă formă. Să vă spun un lucru. Eu personal, ca român, înțeleg așa. Sunt 32 de ani de la Revoluție și eu n-aș mai păstra privilegiile pe care le au revoluționarii decât pentru cei decedați, adică urmașii acestora, pentru cei care sunt infirmi ca urmare a acelor evenimente. Atât. Cine totuși are interes? Pentru că, să explicăm pentru public, executivul spune cam așa, că nu pot obține certificat de luptător la Revoluție cei care între 1945, cred că mai degrabă 47, da? Și 1989 au deținut funcții de conducere în Partidul Comunist Român. Și este firesc. Ce înseamnă funcții de conducere? Cum a fost domnul Iliescu, prim secretar, da? Bun. Sau secretar BOB. De ce? Funcție de conducere este secretar BOB. Păi atunci ar rămâne 10% din revoluționari. Da, chiar poate mai mult. Mai puțin. Mai puțin. Problema este, gândiți-vă, secretarul BOB a organizației de bază era o persoană foarte importantă. Noi eram studenți și ne scotea, ca și tânăr stagiar, ne scotea la muncile agricole. Ca influență, ca răspundere, deci, ca control, din toate punctele de vedere. Răspundere, nu știu ce răspundere avea, probabil doar în politică, fața... Exact. În fața ofițerului de securitate care gestiona zona respectivă profesională, dar secretarul BOB era o chestiune foarte importantă. Să nu mai uităm un lucru și cei care sunt tineri nu știu, niciun membru de partid nu putea fi anchetat de procuratura vremii sau de miliția vremii fără acordul secretarului de partid. Deci secretarul de partid tăia și spânzura totuși, să nu uităm. Și atunci această măsură mi se pare firescă.
Bun, pentru că mai avem puțin timp din această ediție specială, aș vrea să facem și puțin politică internațională, pentru că, ce să vezi, războiul nu ne mai ocupă tot timpul. Vorbim despre prețuri, despre inflație, despre pensii, despre dobânzi, însă despre ce se întâmplă la nivel european și ce se întâmplă la granița de est a României, mai puțin. Poate am discutat acum mai des despre cerealele din Ucraina, nu și despre o viitoare pace, pe care ar dori-o toți. Dar cum se schimbă arhitectura la nivel european, n-am vorbit deocamdată, pentru că, iată, odată cu această inflație, cu dependența de gazul rusesc, pare că se mai schimbă și polii de putere acolo. Haideți să vedem un material, ne întoarcem după. Moralul mediului de afaceri german a înregistrat o scădere peste așteptări în luna iulie, pe fondul îngrijorărilor că inflația record și livrările limitate de energie din Rusia vor arunca cea mai mare economie europeană într-o criză, arată rezultatele sondajului lunar publicat de Institutul IFO. Institutul a informat că indicele climatului său de afaceri a scăzut în luna iulie până la 88,6 puncte, cel mai redus nivel din ultimii 2 ani, de la o cifră revizuită în jos de 92,2 puncte înregistrată în luna iunie. Germania este în pragul unei recesiuni. Prețurile mari la energie și amenințarea unor întreruperi în aprovizionarea cu gaze încep să afecteze economia. Companiile se așteaptă la o înrăutățire a activității de business în lunile următoare, a declarat președintele IFO, Clemens Fuest. Aceste date scot în evidență extinderea pesimismului în mediul de afaceri din Germania, unde revenirea din pandemie este afectată de inflația galopantă și criza de componente înrăutățită de războiul din Ucraina. Noul cancelar german Olaf Scholz avertiza încă din luna martie că o recesiune devine din ce în ce mai probabilă în Germania. În luna aprilie, Germania a înregistrat deficit comercial, o premieră de la reunificarea țării după căderea comunismului. Un risc important pentru Germania, țară care importă din Rusia o mare parte din necesarul de gaze naturale, este acela ca noile perturbări și chiar oprirea livrărilor de energie să ducă inflația și mai sus. Dată fiind situația dramatică, Germania a decis să-și redeschidă centralele pe cărbune și petrol după ce țara a renunțat la energia atomică în timpul mandatului fostului cancelar Angela Merkel. Succesorul ei, Olaf Scholz, a dat însă asigurări că situația este una temporară. Și o informație care nu prea a fost băgată în seamă. Statele Unite au intrat în recesiune tehnică. Ce deja. Două trimestre de scădere. Două trimestre de scădere, da. Vă dați seama, o mare putere, o mare putere care exportă armamente, exportă energie, exportă de toate, ca să zic așa, a intrat în recesiune. Asta ar trebui să ne pune și pe noi pe gânduri. Să mai strângem și noi un pic șurubul la cheltuielile bugetare. Pe mine asta mă doare, în sensul că nimeni din arcul guvernamental, această mare coaliție, nu se gândește să reducă un pic din cheltuielile bugetare. Angajăm și nu în domenii în care avem nevoie, sanitar, învățământ, pază frontieră, da? Angajăm peste tot. Și domnul primar general angajează acum specialiști. Da, am văzut că l-a scos. Am văzut și eu lista. Și soluții. Da. Da, acum. În fine, la jumătate de mandat. Nu știu, poate și-au dat demisia din oamenii cu care lucra. Că nu poate a realizat, a început să realizeze cum trebuie făcut lucrurile. S-ar putea din oamenii să-l fi părăsit din oamenii cu care lucra. Că am văzut la direcția juridică, am văzut la o direcție de legislație și legătură cu sindicatele, am văzut mai multe. La mediu am văzut, a scos la concurs. Păi oare de ce să fugi de la stat așa? Nu e bine păi la da, stat? Da, da, probabil că nu se poate lucra, nu știu. Am înțeles. Revenind la contextul european, se spune că se schimbă polii de putere, că Germania intră în recesiune, că Franța cu Macron se ridică ușor, ușor, deși în privința acestui război sunt viziuni diferite, chiar dacă vizitele în Ucraina, la Kiev, au fost făcute împreună, așa, cu trenul, cum se poartă. Da. Eu cred că lucrurile nu vor sta chiar așa cum le-ați ilustrat. Nu cred că se vor schimba dramatic polii de putere, pentru că, de fapt, războiul a conferit o mare șansă acestor lideri.
le-a oferit o justificare nemeritată pe care au servit-o foarte rapid și foarte bine. Ei nici măcar dependența de gazul rusesc nu schimbă ceva? Evident, dependența de gazul rusesc devine o realitate pe care abia acum începem să o conștientizăm. Cum tocmai acum începem să conștientizăm ce a însemnat acest conflict, această confruntare și care sunt de fapt repercursiunile. Pe termen scurt începem să le simțim, dar începem să ne gândim și la cele pe termen mediu și pe termen lung. Eu cred că actuala clasă politică și-a rezolvat problema, cu excepția celor care au demisionat din câteva state, e vorba de premierul italian, premierul englez și încă un exemplu aș putea să mai dau. Și nu cumva asta spune ceva? Asta ne spune că problema a fost rezolvată de clasa politică. Partidele totuși au rămas la guvernare, avem de-a face cu demisia unor oameni, cu eliminarea internă a unor oameni în rândul partidelor. Marea problemă este însă recesiunea de care vorbeați, a Americii, pe care America a exportat-o în Uniunea Europeană. Ar trebui să înțelegem și să începem să vorbim despre adversitatea dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Un lucru pe care... Totuși aș reveni puțin. Cum a exportat-o America în Uniune? Acum vorbim. Folosindu-se de situația conflictuală și gestionând prin intermediul instrumentului pe care l-a avut la dispoziție NATO, seria de măsuri și de impuneri care au fost de fapt pentru celelalte state și nu pentru America. America face în continuare comerț acolo unde este necesar, chiar și cu Rusia, și își vede foarte bine interesele, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Cum și din punct de vedere democratic a intervenit cu brutalitate atunci când Senatul și Camera Legislativă Americană a impus-o. Deci iată că ne arată că americanii, conducerea Americii își iubește poporul și este gata să facă absolut orice pentru acesta. Lucru pe care nu putem să-l spunem și despre europeni și despre noi. Își iubește poporul sau își urmează interesul? Își urmează interesul plenar. Deci, din punctul meu de vedere, ce am constatat? Am constatat că o serie de state, membre ale fostului CAER, au ajutat Ucraina cu ce? Cu armamentul pe care știa să-l folosească. Cu armamentul cel vechi. Și ce fac ele acum? Cumpără, de fapt, în contrapartida, armament de fabricație mai nou. Într-un fel sau altul, începem să realizăm, de fapt, că mulți au folosit această situație cu cinism. Și au încercat, de fapt, să-și rezolve probleme pe tabla de șac și să-și gestioneze unii mai bine, alții mai puțin bine situația. Ce rămâne după? Rămâne o întreagă gaură pe care o vor plăti cetățenii. Să nu credeți dumneavoastră că guvernanții vor deconta, într-un fel sau altul, aceste greșeli sau aceste neîmpliniri sau, mă rog, lipsa de acțiune, inacția pe care au avut-o într-un fel sau altul. Singurii care vor suporta toate aceste pierderi suntem noi cetățenii. Le vom suporta în facturi și în impozitele și taxele pe care le vom plăti ulterior și mai mult decât atât, le vom suporta în planurile de reconstrucție europeană și de sprijin al Ucrainei, care sunt cele care urmează. Citeam o nenorocire... Și președintele Iohannis spunea că e o oportunitate. Citeam o nenorocire vis-a-vis de ce spune președintele Iohannis. Avem secretar de stat în ministerele noastre care, de fapt, gândesc să luăm bani de pe axa de la startup-uri și să-i punem pe o axă unde să facem un spital pentru veteranii de război. Avem astfel de oameni politici care gândesc și folosesc situațiile în acest fel. Imaginați-vă cum va arăta viitorul României cu astfel de lideri. Președintele Iohannis, într-adevăr, a încercat și încearcă prin ceea ce face să dea un anumit sens. Cât poate domnia sa să dea un sens? Cât este ascultat de actuala clasă politică? Am văzut că, de fapt, actuala clasă politică este regentă, își urmărește scopurile și, din păcate, eu cred că, de fapt, în spatele actualei clase politice sunt alți oameni care susțin întreaga clasă politică, cele două parte principale de care vorbeați, și pe stânga și pe dreapta, și își plătesc ordonanțe de urgență și își satisfac interesele, indiferent cine se află la guvernare. Bun, și pentru că tot vorbeam mai devreme, care va fi discursul câștigător la alegerile parlamentare din 2024? Din România. Discursul din România, câștigător, evident. Greu de gândit astăzi, dar va fi așa. Am făcut în anumite momente de criză, de situații de război, am fost alături de dumneavoastră. Împreună? V-am ajutat. Da. Împreună, iată, v-am dat acele 50, 60, 100 de lei. V-am susținut cu tot ce am putut. Noi putem, noi facem. V-am arătat și continuăm împreună. Ăsta va fi mesajul. Eu mă gândesc numai la... Vă dau un singur exemplu. Ministrul Daia. Ministrul Agriculturii. Ia 5 ore, ministru, da? Și îmi spune mie acum că irigații nu sunt. Dar ce ați făcut, domnule ministru, în celelalte 4 mandate? Cum i-ați ajutat pe agricultori? A negociat de ce, foarte de ce nu declarați stare de calamitate în anumite județe pentru acei agricultori? Vă spun eu de ce. Că asta ar însemna ei să se ducă la rezervele statului care sunt goale.
Asta nu se recunoaște acum. Deci, eu când aud discursul ăsta și filmări, noaptea cu lanterna în porumb, noaptea îmbrăcat pe câmp să facem, sigur vom avea. Deci, numai când mă gândesc la ministrul Daia, pentru mine este viitorul programului electoral din 2024. Vorbe goale. Da, e foarte interesant pentru că ajungem să spunem, stați puțin, că ce, avem o criză și nu o criză financiară, să zicem, una de leadership. Avem da, o criză energetică, una financiară și evident și una de leadership. Însă, un mix de crize. Un mix de crize, dar arc peste timp putem vorbi și despre liderii redundanți care sunt în partid, dar care nu sunt recunoscuți și nu sunt puși în față. Avem oameni... Că există. Există oameni de bună calitate. Și în PSD, și în PNL, și în partidele mai mici există. Am vorbit mai devreme și de femei. Avem și bărbați și femei capabili să facă față unei astfel de situații, numai că, din păcate, biroul organizației de conducere este cel care e regent și care impune. Da, da. Birou permanent, el dispune... BPN, el, birou permanent. Câte femei sunt în cabinetul Ciucă? Una. Nu? Ministrul familiei, atât. Atât. Păi nu s-a dorit. Și eu sunt convinsă că existau persoane. Poate și la agricultură. V-am spus, un ministru care este al 5-o oară numit ministru și povestește de vechea moștenire și cum s-au distrus culturile și sistemele de irigații. Eu am o singură întrebare legată de agricultură care e regentă și ar trebui fiecare român să se gândească la asta. Noi nu avem voie să cultivăm anumite soiuri, Uniunea Europeană ne impune să nu cultivăm anumite soiuri care au productivitate mare pe motiv că ele sunt cu mutații genetice și că fac rău, da? Dar să consumăm avem voie. Păi ce negociere am avut noi la nivelul Ministerului Agriculturii când noi am negociat să mâncăm prostii, dar să nu producem prostii? Adică să nu reușim să obținem bani din productivitatea unor astfel de soiuri, dar să ne îmbolnăvim populația mâncând astfel de produse. Adică spuneți că la nivel european nu știm să negociem. Nu. Spun cu subiect și predicat că până astăzi nu am negociat cum trebuie și nu am făcut ceea ce trebuie prin reprezentanții noștri care au fost acolo. Dacă tot am început așa această oră, facem o proiecție pe final de ediție să vedem cum va arăta următorul executiv din 2024 și ce priorități ar putea avea? Vom avea sau nu congrese extraordinare în rândul celor două partide? Vom avea o schimbare sau vom merge cu aceeași echipă? Aici e marea întrebare. Și o altă întrebare. Rezolvă congresele extraordinare criza de leadership? Eu mă uit, iertați-mă, numai la liberali. La ce am asistat noi? Darea jos a președintelui Orban, un congres extraordinar în care a fost ales Florin Câțu. Darea jos a lui Florin Câțu și alegerea unui alt leadership în decurs de 2 luni, 3 luni. Adică eu nu cred că aceste congrese extraordinare rezolvă situația politică dintr-un partid, ci doar oamenii care sunt în aceste două partide mari, mă refer, și la partidele mici aceeași chestiune, dar numai că e la alt nivel. Trebuie să existe în aceste partide niște grupuri revoluționare, adică da, 10-20 de oameni interni care capabili, exact, buni profesioniști, nu oameni care au ajuns în politică și după aceea au făcut profesie, da? Oameni care să rejuveneze aceste partide și să introducă un alt mental colectiv în partid. Pentru că acum în aceste două partide mari există liderul, biroul politic permanent al partidului și atât. Restul, muncă și bani. O singură regulă există în politică. Puterea nu se dă de bunăvoie, puterea se ia. Acești oameni capabili care există și în PSD și în PNL trebuie să acționeze, să preia puterea și să facă ceva cu ea. Altfel vom suferi cu toții de incapacitatea unor pseudolideri care se străduie, dar nu reușesc să facă nimic. Opoziția are un discurs coerent? Care opoziție? Dar avem o opoziție. Din păcate și acolo lucrurile stau la fel de rău. Din păcate și în opoziție nu avem o acțiune coerentă și constantă. Eu nu văd o opoziție constructivă. Nu văd opoziția să iasă, să critique și să vină cu măsuri alternative. Spune, noi suntem guvernul în oglindă, noi azi am fi făcut asta, mâine am făcut aia și e mai bine să facem măsura nu știu care. Nu o văd, nu există. Nu știu dacă principiul ăsta, guvernul în oglindă, merge, se calează pe poporul român, însă opoziția... Puteam să încercăm. Dacă putem n-am încercat... să încercăm. Dar știți cum e? Țineți minte când a fost dat jos guvernul Dăncilă,
S-a vorbit despre un guvern din urmă și se tot începeau nominalizările pe diverse posturi. Da, da. Nu știu dacă a prins foarte bine la electorat atunci, dovadă e că în 2020 s-au fost alegerile cu rezultatele care au fost. Însă cred totuși că opoziția, acum mă refer la USR, că Partidul Aur... Și Aur. Partidul deci, la Aur, cum stau procentele, nu putem face diferența. Da. Eu nu fac diferența acum procentual între USR și Aur. Fac doar prin acțiunea sau inacțiunea lor. Dar ca procente sunt apropiate. Conduita USR-ului, să zicem că este mai constantă într-o anumită direcție. Eu sper că acum, prin schimbarea președintelui, pentru că Barna a fost un președinte catastrofă, USR-ul să se reorganizeze și să înceapă o altă... dintr-o altă perspectivă să privească viața parlamentară. O singură paranteză, dacă mai bine. Nu, oamenii din interior, niciunul din partid nu se reformează singur. Doar oameni capabili, despre care am vorbit, pot să producă această mișcare intern. Partidul în sine este static, el nu mișcă nimic. El încearcă să-și prezerve sistemul de lucru, forța și posturile pe care le conduce. Da, USR-ul, mă rog, și-a alungat anumite persoane care au și plecat din USR, persoane capabile, dar care nu erau de acord cu conducerea. Dar poate au plecat reveni, în momentul în care au pierdut acele posturi calde de unde surgeau, pentru că sunt această masă, dacă vreți, în partid, de oameni care nu au capacitate. Ei sunt legați de partid doar în măsura în care sunt conectați la conductele de bani publici. Dar nu e cazul la USR. La USR, totuși, marea majoritate au provenit din mediul privat, aveau o profesie înainte, după aceea au intrat într-un partid. Și acolo au excelat. Am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc pentru tot. Să auzim de bine. Doamne ajută.